Păi, norocitule, bă, nu te-ai hăitat cu ăștia ca să faci mișto de mine. Bă, Firicele, a venit la mine. Mi-am deschis sufletul în fața ta. Mi-am pus viața pe masă. Și tu ce ai făcut? Te-ai șers pe picioare, pe sufletul meu, cu bocan și m-ai umplut de noroi și de zoaie. Stai, mă, Celentano. Bă, că ce să stai, mă, Celentano? Că așa a fost. Spune tu, bă, te-ai înțeles cu Nicu Rață ca să vină Căsanchi că țăcănit la motor? N-a bă, da sau nu? Da. Te-ai înțeles cu Nagioni ca să vină că cu cotețul de porci a burală? Da sau nu? Da. Și Zuica care a dus-o tu de dimineață, recunoști că ai luat-o mai devreme de la el și că era aceeași treabă care ai venit amândoi cu ea? Da sau nu? Da. Da sau nu? Da. Da. Deci, vezi, mă, că m-am prins. M-am prins, mă, pentru că noi ăștia, brazii argintie deștepți, bă, nu broși ca brazii verzi. Băi, da, dar să știi că n-am făcut ca să fac mișto de tine. Am făcut-o că nu te mai suportam în depresia aia în care intrase, că aproape mă ia și pe mine. Ai zis că nu te-a mai chemat nimeni la treabă, nu ți-a mai dat nimeni nimic de făcut și a zis să pun și eu umorul, să mici puțin treburile. Ăsta a fost planul tău? Da, bine, n-a fost planul meu. Asprin a recunoscut că a făcut planul, dar eu l-am pus în aplicare. Eu am vorbit cu fiecare în parte pe rând, am vorbit frumos, i-am rugat. A venit ea cu planul tău cu execuția. Da. Unul la o mână. Mi-a dat seama că nu e planul tău, că ai capul prea mic să te ducă la așa ceva. Și dă-i la mână. Lui Curață îi face aplecătoarea. Luna genului baznucul ăsta din urmă și-i face. Îi tai vie. Ești prost. Păi sunt prost, dar ce vrei, mă, dacă nimeni n-a vrut să vorbească cu tine pe degeaba? Numai tu? Eu, și nu te mai suportam așa. Păi și tu te-ai băgat la atâta muncă nouă ca să mă scoți pe mine din depresie? Da. Bravo. Bravo, ți-a reușit. Ți-a reușit. Nu mai sunt în depresie, Firicele. Mi-a revenit complet. Nu mai sunt în depresie. Și de ce? De ce, mă? Pentru că, Firicele, tu când o să te duci la toate lucrările astea, o să vin și eu. Dar nu să te ajut. O să vin să râd de tine de cât de prost ești cu planul tău, cu tot, bă. Și o să-ți fac și poze cu tine care muncești și poze cu mine care stau degeaba, ca să ți-l arăt după aia. Și, bă, dacă tu ai făcut un mișto de mine, și o să fac mișto de tine. Bă, deci tu nu mai ești în depresie acum? Nu! Bravo, bă, pe asta am vrut, bă, Celentano. Ce dracu, hai noroc! Hai noroc! Hai noroc! Ven dracu țuică asta. Doamne, nu te mai iau, uite, bă. Deranjezi? Opa, iată și că nu s-a terminat. E posibil cumva ca să ai nevoie de o lucrare cu mine? Da, poți să-i zici și așa. Aha, și nu, ai nevoie numai și numai de mine, este? Exact. Ia zi. Aș vrea, dacă se poate, să vorbim numai noi doi. Fără Firicel? Fără Firicel? Dar de ce, mă, fără Firicel? Te-a apucat acum rușina? Să nu am înțeles. Băi, măi, fata mea, nu există așa ceva. Dacă e bălci, băi să fie până la capăt. Ia bagă, ia zi, deci ce ai nevoie? Taci, bă, din gură! Taci în gură și uită-te cum iese un brad argintiu în acțiune. Ia zi, fata mea, ce să fie la tine? Să fie un coteț de reparat, un gard, un acoperiș și să țeapă groapă? Ce să fac? Celentano, vreau să-mi faci un copil. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.